certați, așa stați unul pe o parte și tu în frig. Aici e și frig, în pula mea. Eu zic așa, nu știu, și tu ai o fire, da, ești orgolios, se vede că ești orgolios, ai personalitate puternică. Dar astea sunt căcat, mă, nu știu că sunt căcaturile, dar din căcaturile astea îți dai seama, Aurelia. Eu nu zic că n-ai și tu dreptate, ai și tu dreptate, te-a dat dintr-un căcat. Dar eu nu i-am zis nimic, ai pula. Păi nici nu vrei să-i zici. Dar nici nu zic, normal că nu zic, eu nu i-am zis nimic și nu i-am făcut nimic. Că dacă nu discuți cu ea, și ea stă supărată. Și tu stai supărat aici și nu știi când ia ce masă de timp, până ajungi la 10. Nu, ne aduce imediat. Că nu aduce. Dar, serios, eu nu vă văd pe voi împreună, sincer vă zic. Așa am crezut și eu. Bă, numai tu poți să o pierzi pe ea. Că ea nu vrea să te pierdă pe tine. Și, mă, că nu vrei să pierzi un om și știi că l-ai supărat, Aurelian. Da, mă, da, ea faci tot ceea ce e posibil, că nu s-a supărat ea, m-a supărat eu. De eu dacă o supăr, indiferent dacă știu că n-am supărat-o, mă duc. Măi, ea s-a că... simțit într-un fel supărată că ai vrut să tuiți acolo. Primul lucru care l-am văzut atunci. Și ăsta e motiv? Că am vrut să suntem amândoi și era un. Da, mă, dar ea nu vrea ea să vadă. Păi înseamnă că e o femeie secretoasă. Că asta e jocul unui psiholog. Secret acolo. Nu, secretă mai mult, Aurelian. Mă, nu știu dacă ți-a spus ceva ea. Bănuiesc că nu cred că ți-a spus. Păi nu, dar așa îți dai seama, când cazi în plasa unui psiholog și gândești ca el și de alea, ăsta e de fapt scopul. Bă, psihologii au și ei un scop, un rol. Păi și eu am văzut. Să găsească persoane mai introvertite și persoane mai deschise. Tu ești o persoană mai deschisă, ești ca mine. Cum zic eu, tu ești nesimțit în felul tău. Și eu sunt la fel, bă, mă doare românește acolo. Nu mă interesează. Ce zice ăla, ce zice ăla? Știi cum e, câine latru, ursul merge și noi vedem fiecare treaba lui. Ei, ea nu e așa. Ea e mai, nu știu, pune la suflet mai mult. Și n-a vrut să vezi tu, pur și simplu, n-a vrut să vezi tu. Ce a scris ea acolo? Și că nu, poate, băi, a zis, nu... poate a scris că te iubește pe tine și n-a vrut să vezi tu. Da. Ia-o și pe partea, tu știi ce a scris ea acolo? Am văzut că a desenat, n-a scris nimic. A desenat, poate a desenat o inimă. Și cu mijlocul numele tău, tu știi ce a făcut ea, dar n-a vrut să-ți arate. Înainte, câți ani ai tu? 23. Băi, mulți înainte. Mulțumesc. Eu am inversul la cifrele tale. Înainte gândeam și eu ca tine. Futu-i morți ei de... Și gândeam eu. Că nu vrea să-mi zic, că nu știu. Mă, câteodată pe femeie trebuie să le lași în pace, că nu reușești să le scoți din ritmul lor ăla, din orgoliul lor feminin. Cum și noi bărbați avem orgoliul nostru și știi cum e orgoliul de bărbat. Când te ia, nu te mai las. Doar cine știe cum. E așa și ele, orgoliul lor de femeie. Așa am și orgoliul meu de bărbat. Ei, da, dar din două orgolii, acum ce faceți? Vă, eu zic că, nu știu, părerea mea că trebuie să stați, uite, unul lângă altul. Eu nu. Eu m-am tot dus. Dar, dar nu te umilești, mă, dacă te duci. Dar nu e vorba de umilință. Dar nu te umilești, dar nu am e femeia care o iubești. Eu zic că o iubești. Vezi că multul lume spune că nu o iubești, dar eu zic că o iubești. O fi femeia care o iubești, dar aia nu cred că este bărbatul care iubește. Dar pe cine vrei să mă iubească? Pe cine vrei? Pe mine să mă iubească? Eu știu pe cine vrea să o iubească. Păi nu are, mă, pe cine altceva. Când iubești un om, ți-a zis Aurelian, nu faci. Dacă vezi că l-ai supărat, frumos, te duci, le îmbraci. Eu am mai trecut într-o relație asemănătoare și nu... Frate, mă, eu am trecut prin relații în care și-o bătut joc, nu-mi parcă eram... Covori, păi asta exact așa mă simt și eu acum. Nu, e pe departe, îți spun sincer. O, e, păi asta vrei să zic ce mi-a făcut ultima prietenă? Asta cu mine? Totul bun și frumos, ne-am înțeles bine, a avut încredere în mine, că mi-a și spus după aia, ești singurul bărbat în care am avut încredere și în care voi avea. Dar mine nu mai încălzea asta. Am făcut Paștele împreună, am făcut toate împreună până a plecat. A plecat, s-a îmbrăligat cu fostul. M-a făcut de tot rahatul, a zis că pe ea o amuză situația, că eu sufeream. A zis pe ea o amuză. Frumos. Am suferit, bă, bă, zi și noapte sufeream, dar sufeream ca prostul, că o iubeam. După aia, n-am mai fost nici cu fostul și s-a îmbrăligat cu altul din oraș de la mine. Eu nu era din oraș. Ce gest e ăsta să-i faci unui om care zici că l-a iubit în viața ta să te îmbrăliști cu altul tot de acolo? Și tot am vorbit cu ea și acum, înainte să vin aici, am mai vorbit înainte de Revelion cu ea, m-a mai căutat, ea mi-a zis una alta, ok, ea mi-a zis, dom'le, că am încredere, că aș vrea, că nu știu, bine, mă, fată, zic, ok, cum zici tu? Înainte să vin încoace, trimisesem eu formularul, mi se pare, da? Intru pe mine pe Messenger, pe Facebook, mă, și îmi zice să intru pe Messenger.
Și am intrat pe mese, eram la sală. Mă sesim băieți să mănânc, era un restaurant lângă sală unde se mănâncă bine și preț bun. Și am plecat. Mingea afară era viscol, când începe să fie viscolul ăla. Exact primele zile, primele două zile. Într-o sâmbătă. Și intră, și intru. Zic, da, ea mai slisesi, dar eu nu eram pe Messenger. Zic, ce-i? Păi, ce faci? Zic, eu am plăcut băieții și la sală acum. Mi-e dor de tine. Dar fără nicio introducere cu prin sound carry. Mi-e dor de tine. Și pun semnul ăla de supărat. Zic, așa deodată, zic, ce s-a întâmplat? Că simt nevoia să vorbesc cu o persoană care mă iubește și după aia s-a corectat sau m-a iubit. Zic, ok, vorbește cu mine. Zic, ce s-a întâmplat? Zic, că te sun mai târziu și vorbim mai multe. Zic, bine. Zic, că da, îmi zicea mie, zic, că dacă te deranjezi să-mi spui și nu te mai sun. Zic, am zis, ok. Zic, dacă mă deranjezi, nu m-a sunat. Au trecut câteva zile, vreo 4-5 zile. Eu trimisesem deja aici, deja mă chemase la casting. Înțelegi? De fapt, cred că trecusem de primul casting. Da, trecusem de primul casting. Făceam baie. Ies din baie. Da, am văzut cum a sunat. Păi, mie, că la mine în telefonul meu are... Dacă apăs pe el, să văd mai mesajele fost. Dar în bară, dacă nu mă uit atent, nu văd dacă am vreun apel pe el. N-am văzut. Mă sun iar. Mă uit. Am văzut eu numărul. Zic, cred că ea e sigur că n-are altcineva cine să mă suni cu numărul de ăsta. Îi răspund, da. Ce faci? Zic, bine. Zic, am ieșit din baie. Zic, tu? Bine, și eu pe aici. Se vede că era plânsă. Zic, și mi-e dor de tine. Rău de tot. Zic, băi, stai să dau drum, televizor mai încet, că nu te mai aud, era televizorul tare. Până să dau eu televizorul, eu nu știu ce mi-a bâgâit pe acolo. Că acum nu mai pot să vorbesc, sună... Și mi-a închis deodată. Cred că vinea fraierul cu care era, nu știu cine vinea, cum vinea. Îmi trimite mesaj pe câteva minute. Și că te sună mâine și vorbim mai multe. Mi-e dor de tine... Nu, stai cum a zis. Nu așa. Mi-e dor de tine mult de tot și mi-a bat că plânge. Și ce, te rog, nu da nimic pe număr înapoi, ai grijă de tine. Nu i-a mai răspuns, dacă nu i-a să mai dau, nu i-a mai răspuns nimic. Nu m-a mai sunat. I-am lăsat pe un mesaj sau două mesaje pe Messenger, Facebook și l-a dezactivat, ea care nu făcea chestiile astea, și l-a dezactivat. Așa. Și nu i-a mai răspuns. Înțelegi? Nu știu ce are. Aș fi ajutat-o dacă era, dar nu mă mai întorceam la ea. Dar eu să-ți fac o diferență între caracterul ei. Nu vrei să porți ochelari? Nu vreau, am dat... Mamă, dar chiar cum că n-am primit ursulețul.